Doi bărbați care au furat bani și bunuri în valoare de 45.000 de euro dintr-o casă din Moșnița Nouă au fost prinși și saltați de polițiști. La data de 16 iunie 2024, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Timișoara, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Timișoara, au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, 3 în județul Brăila, 2 în județul Teleorman, la doi bărbați în vârstă de 34 și 35 de ani, bănuiți de comiterea acțiuni de furt calificat. În fapt, la data de 21 aprilie 2024, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că în cursul nopții, persoane necunoscute cu fețele acoperite ar fi pătruns într-un imobil din localitatea Moștința Nouă din județul Timiș și ar fi sustras o cutie metalică tip seif, în interiorul căreia s-ar fi aflat suma de 1000 de euro, mai multe bijuterii și obiecte de colecție din materiale prețioase, fiind cauzat un prejudiciu de aproximativ 45.000 de euro. În urma efectuării perchezițiilor domiciliare au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe telefoane mobile, cartele telefonice, precum și mai multe monede dintr-un material prețios. Pe parcursul cercetărilor s-a stabilit faptul că bărbații ar fi implicați într-o activitate ce ar avea ca obiect furtul, extragerea și prelucrarea de metale rare prețioase, extrase din componente electronice, fiind descoperite mai multe instalații folosite în acest scop. Cu privire la aspectele menționate, polițiștii din cadrul serviciului arme exploziv și substanțe periculoase Brăila s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de produse sau substanțe toxice. De asemenea, la fața locului au fost solicitați și reprezentanții găzii de mediu Brăila. Ambii bărbați urmează să fie conduși la sediul Poliției Municipiului Timișoara pentru audieri. În urma probatoriului administrat în cauză la data de 17 iunie 2024, cei doi bărbați au fost reținuți pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introduși în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Timiș. Polițiștii continuă cercetările în vederea documentării întregii activități infracționale a acestora. Transmit reprezentanții IPJ Timiș.